La un moment dat a plecat. Ok, deci, un la mână, încă o dată, mâinile jos, la 9:15, pentru că dacă e tine așa nu merge. Așa, ok? După aceea, în momentul în care frenezi, faci exact asta, atât. Atât. Și astea. După aceea, reducezi. În momentul în care ai virat mai mult, mașina a început să meargă mai tare și când ai făcut și cealaltă parte, mașina s-a dus. Pentru că senzorul de la ABS n-are cum să citească, pentru că tu virezi mult, roțile nu sunt într-un unghiu corect și mașina ce face? Merge în subvirare. Nu citește nimic. Ok. Senzorul de la ABS. Și pun alta și și stai acolo. Și vei vedea că la un moment dat mașina ce face? Se duce spre bariera aia și e suficient doar să redresezi volanul că te găsești exact pe bariera. Încerc să nu accelerezi așa tare la început, că ai văzut că intra electronica, pentru că patinează în spate. Da. Când plecăm, accelerezi un pic mai dulce, un pic mai încet și după aceea andai mai tare. L-a prins de tot? Gaz, mai mult. Ok, așa, stop. Atenție, nu, gaz. Din nou, ai văzut? Ai făcut așa și din nou a plecat mașina. Erai drept, de ce ai făcut așa? Tu nu trebuie să ieși, trebuie să te oprești. Nu trebuie să faci slalom acolo, eh? Trebuie să te oprești la a doua bariera. Dar erai oprit. În momentul în care ai virat mai mult, mașina a plecat din nou. Destul de des ca să apuci să te răsucești invers, exact. Pentru că în momentul în care ai luat invers de volan, atunci ai pierdut mașina. Și în plus, în momentul în care ai virat mult, roțile nu mai au aderența. N-au cum, pentru că tu ești pe frenare și vrei să pui prea multă masă în față la mașină, pentru că deja ai virat și ai frenat. Deci ai toată masa în față și cum zicea colegul meu, în momentul în care faci asta pe stradă, e probabil că mașina se plece din spate, pentru că se mișorează foarte mult în spate. Da. Nu, pleacă pur și simplu, vine în față la tine. Deci nu trebuie făcute multe chestii. Ai făcut foarte bine partea de stânga, era foarte ok. La un moment dat erai drept pe bariera, ar trebui să doar să stai pe frână apasată la maxim și să retrisezi volanul și era exact unde trebuie. Așa, și întors, nu, ar adresat. Mașina singura face chestia asta. Singura se duce pe stânga, așa, cu volanul când ești așa, și el a adresat. Deci trebuie să și redresezi tu. Da. Deci mai și redresezi. Da, dar nu e invers. Dar nu așa, tu nu redresezi, tu faci asta. Ok. Deci, dar să redresezi. Deci redresezi și rămâi. Da, ai 9:15, stai puțin că ieși mașina aia. Ok. Mai. Așa, gata. Bun, așa stai, atenție. Frenează. E bine, perfect. E bine. Nu e important că ai frenat târziu. Am și întors. Am dat înapoi așa. E bine. Ne-am oprit drept
faptul că am